Cu doar câteva zile înainte de hram, comunitatea parohiei Adormirea Maicii Domnului din cartierul Clujean Mănășturi s-a bucurat în această dimineață de binecuvântarea în al preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială și a rostit cuvântul de învățătură intitulat Sărac, orb și gol, în care a evidențiat remediile pe care Sfânta Evanghelie le propune pentru vindecarea de orbirea sufletească. Ceea ce ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi e că este un remediu. Și remediul citim tot aici în Cartea Apocalipsei, dar în versetul 18. Ascultați! Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc ca să te îmbogățești și veșminte albe ca să te îmbraci și să nu se vadă rușinea goliciunii tale și alifie de ochi să-ți ungi ochii și să vezi. Aceasta este soluția. Aur lămurit în foc, aurul credinței, haine albe, spovedindu-ne, serios, mai ales că este postul Maicii Domnului, și alifie pentru ochi. Sfânta Cuminecătură întărește viața noastră spirituală. Dacă suntem săraci și orbi și goi, poate că nu stăm prea bine cu credința noastră, pe care încercăm, pentru că Domnul Iisus Hristos astăzi ne problematizează, pe care încercăm totuși să o întărim. În perioada postului, părintele paroh Dan Hognogi, protopop al protopopiatului Cluj 1, a intensificat programul liturgic și a organizat mai multe întâlniri duhovnicești. Ne-am bucurat din inimă că aceste zile ale hramului, care presupun activități culturale, lansări de carte, concerte de pricesne, am putut să-l avem în mijlocul nostru pe blândul și înțeleptul arhiereu din inima Transilvaniei, care ne-a dus binecuvântare, ne-a dus mângâiere, ne-a dus cuvânt cu putere multă și cu adevărat am simțit o atmosferă deosebită prin liturghisirea dânsului în parohia noastră. Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Mănășturi a fost construită între anii 1950 și 1961. Parohia Adormirea Maicii Domnului este comunitatea bisericească de tradiție a vechiului cartier Mănășturi, dar și a ceea ce înseamnă Clujul astăzi. Din această comunitate fac parte credincioși mulți mănăștureni de toate vârstele, dar și academicieni, profesori, reprezentanți de vază ai mediului civil și militar, precum și foarte mulți tineri. Prăznuirea în avans a hramului Sfintei Biserici, Adormirea Maicii Domnului în prezența în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei, a unui sobor impresionant de preoți, este o sărbătoare cu siguranță pentru comunitatea din Mănășturi, pentru această comunitate care este cea mai veche comunitate ortodoxă de pe teritoriul de astăzi al municipiului Cluj-Napoca. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost restaurată total, începând cu anul 2012 și a fost resfințită în urmă cu 3 ani.